Da, ne apropiem de momentul adevărului, my friendos. Let's see. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Matchmaking Short Road to Global. Și ce credeți, s-a făcut update și am rămas fără rankuri. O să vă arăt imediat cum stă treaba în scoreboard acolo pe tab. Se pare că se intra la B, ok, hai să ne rotim. Am deja doi oameni puși pe mut meciul ăsta, pentru că făceau chat party, efectiv vorbeau non-stop tot warm-up-ul în limba poloneză și nu înțelegeam nimic și până la urmă i-am dat pe mut. Așa că o să ne jucăm așa. Hai că s-a tras. Mamă, 2v1, 2v1, e runda noastră. E runda noastră, asta zic. E runda noastră, am scos doi oameni. Mamă. Nu o să mă încumet să dau acum tab și să vă arăt scorurile, că nu vreau cumva să fac vreo greșeală, să apăs vreo chestie, să nu dau def la bombă, că n-avem def. Dar ăsta este scorul, rankul, pardon, pe care l-am acum. Adică niciunul. Și ne scrie skill group recalibrating. Oh, da. S-a mai întâmplat o chestie asta cu foarte mult timp, în care efectiv s-au dat rankurile în spate, adică ne-a scăzut pe toți în rank, pentru că ajunseseră foarte, foarte mult să aibă global. Și global, știți și voi, ar trebui să aibă cei mai buni jucători de pe acest joc. Și na, toată lumea avea global. Era destul de easy să faci global. La global, dacă te jucai și vai să joci serios, era un haos total. Exact ce vorbeam în episoadele anterioare, că la Supreme am zis eu că e... e circul prea mare. Știți ce zic? Și cam asta se întâmpla și atunci și s-au restat rancurile, iar toți cei care aveau rancuri mari și nu le meritau, n-au mai putut să le recapete atât de ușor. Gen, adică dacă, cum să zic, jucai slab și aveai global și te dădea, nu știu, MG sau DMG, după aia nu mai puteai să urci atât de lejer înapoi în global. Știi ce zic? Urcau în global înapoi ușor cei care jucau foarte, foarte, foarte bine, gen, nu știu, la nivel de Faze, level 10 și așa mai departe, sau mă rog, codații. Că nu jucam Counter, codații. Dar sunt tare curios ce rank ne dă la final de match și cum va decurge seria noastră. Pentru că sunt sigur că nu o să rămân pe Supreme. Aveam Supreme, da? Nu cred că o să rămân pe Supreme. Sincer să fiu. De obicei, păi scade și pe cei mai buni din global, adică nu știu cum a fost acum, dar teoretic pe toți cei care aveau global ar fi trebuit să-i scadă, probabil pe aia cu staturi foarte, foarte, foarte bune, adică multe win-uri în global, trebuia să-i dea înapoi un rank 2 maxim, dar totuși nu să rămână în global, știți ce zic? Oricum, aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Vedem la final, vă invit să băgați un like și să sperăm că luăm un rank bun, mă frându-s meciul ăsta. Și totodată vă invit să apăsați pe clopoțel ca să nu ratați clipurile fresh care apar în fiecare zi la ora 10. Dimi, la cafea. Nimic pe rampă. Era un pic frică de meciul ăsta, sincer, pentru că nu am rămas, s-a văzut bomba la B. Bench. Okay. Okay. Bench. Ok, thank you. Asta avea un MP9. Ați văzut, băieții încă vorbesc și văd că vorbesc destul de mult. Hai. Salut. Don't run. Asta zic. Aveam și nade, puteam să-i dau nade, mamă. Dar nu m-am uitat, n-am fost inspirat. Trebuia să-i dau nade-ul în mod normal. Și mai secam un pic viața dacă nu cumva îl băteam direct cu nade-ul ăla. Oricum, este bine. Deși n-am warm-up, aparent meciul decurge decent. Adică pare că echipa mea joacă ok și avem 3 kill-uri, deși nu s-a intrat, chiar e bine. E bine, rău de tot. Bine, de fapt, am făcut 2 clutch-uri acum, prima rundă și acum a treia rundă, nu? Lol. Dacă stau bine să mă gândesc, așa este. Ok, a plecat smoke-ul în palat.
Nu se aude iarăși nimic pe A. Și sper că dacă se intră năvala așa pe A-side, să trag și eu bine, că cum spuneam, n-am urmat pe primul meci pe care îl joc astăzi și... Au! Yeah. Te salut, bro! Te salut! Acum se bagă al meu în palat, lol. They smoked stairs. Și s-a murit în conector acolo. Bro, de ce te-ai băgat palat ca după aia să-mi sari în cap, să mă anunți sau așa? Nu înțeleg. În fine. O să revin aici la poziție, pentru că poate mai vine cineva late, palat. Ah, el s-a băgat să ia arma, mă, stai un pic, acum văd care AK și nu cred că avea dinainte. Iar B-ul, B-ul, haha, B-ul, B-ul a fost, B-ul nu mai e. Bun, bun. Ok. Hai repede la bombă, mamă, ce-a sărit al meu din geam, foarte frumos. Very cool. S-a scos om, asta zic, s-ar putea să fie casă. Nice guys. Well played. Bun, 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 bun. 4-0 deja, mamă, mamă, mamă. Genial, mă, genial. Genial. Dar am impresia că nu ne jucăm la un rank atât de mare, știi, și zic parcă acum stau și mă gândesc. Nu știu, nu știu, parcă... Mamă, să mă fi scăzut atât de mult, să mă trezesc gol nova sau ceva, cum ar fi. Pe Pane am înțeles, Teodor Pane, moderatorul nostru de pe live-uri și cel care v-a dat kick de pe Discord de la 3000 de oameni aproape, nu, 2000, 2300 aproape, să nu mai știu, în fine, mulți oricum, peste 2000. Pe el mi se pare că l-a scăzut în silver, ceva de genul ăsta. Nu prea rău situația ei. Mi-a sărit din palat. Rampa nu s-a arătat, firar. Și am murit și eu pentru prima dată. Ia să vedem. E om la băncuță. Hai că puteți, băieți, hai că puteți, hai că se poate. Under. Bomba e plantată. Mamă, mamă. Hai băieți, hai că se poate, hai că se poate. Dacă vă mișcați un pic așa, un pic mai naturalistic. Asta zic, asta zic, la scon 5-0, bun, 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 bun. Perfect, mă, perfect. Mă, dacă mă uit așa la e-mail, nu par nici cei mai slabi. Sper că nu m-a scăzut în silver cum l-a scăzut pe Pane. Parcă așa zicea. Eram foarte adormit când am citit mesajul de la el, că mi-a dat mesaj să-mi zică că s-a făcut update și că s-au recalibrat rankurile și că l-a băgat silver, mi se pare că a zis. Uai lei. Bro, dar de ce te bagi în poziția mea, bro? De ce te bagi în poziția mea? Nu pot să înțeleg, mă. Nu pot să înțeleg. Bine, na, e matchmaking. Matchmaking, solo queue. Ce așteptări să ai, da? Na. Ia să vedem. Rampa pare clear. Iar se intre la B. Ok. Nimic under. S-a scos un om la B. Se porotit prin under. Pa, opa. Top mid one. Ia, top mid. Easy peasy. Joc de echipă, mă, guys, mă, 6-0. Joacă toată lumea. Cum să zic, ne jucăm așa, de la egal la egal, toți. Și Kames, care, Kames e ăla care s-a băgat în palat, nu? Care, am înțeles, și el are 4 kill-uri. Și el are 4 kill-uri, chiar dacă nu a avut, ca să zic așa, o tactică sau cum să zic, n-a făcut ce trebuie să facă, gen să-și țină poziția și să își vadă de poziția lui și așa mai departe. Nu contează, și el joacă, are 4 kill-uri acolo. How? Se străduiește, bun, a scos om. Unul e palat, one is palace. One is ramp. Trebuie să scoatem aici neapărat palatul.
Hai cu Strifuleanu. Bun, 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 bun. Salut. I have the bomb. Jungle end. Maybe ramp? Ah, nu. E tot jungle. Sunt doi jungle. Doi jungle. S-o fi dat info? Or fi dat info oamenii care spun mut? N-am nici mai că idee. E posibil să da? E posibil să nu? Nu știu. Mă rog. Ok. Hai să vedem mai departe. Ce facem? Ne luăm full buy. Pam, pam. Și vă invit pe Insta, TikTok și Twitch, mafrendos, să mă urmăriți și acolo și apreciez foarte, foarte, foarte mult dacă sunteți activi și pe rețelele sociale, că puteți să aflați mai devreme chestii și să vă luați și spoilere de multe ori. Să vedem, a plecat smoke-ul, unul mi-e pe rampă. Mamă, nu-i bine. Și s-a băgat, m-a văzut firar. Tetris. Mamă, ce m-a scos, minus 49, minus 49, ramp. Ce noroc a avut. Sincer că eu sunt inițial că s-a retras în rampă. Ok, și au rămas ultimii doi la B. Vericul, ce să zic. Vericul, vericul. Bun. Casa era, nu? Haide, bro, să facem 8-0. Să facem 8-0. Ia și runda asta. Ia și runda asta, să facem 8-0. Ar fi blană. Sincer, cred că am fost căzut vreo 2-3 rancuri. Ceva de genul ăsta. Undeva pe acolo. Dar vedem noi la final. Mamă, mamă. Nice try. Asta e, ne trebuie două runde. Acum pe T-side și-am încheiat meciul. Dacă reușim să le luăm, ar fi genial. Mamă, și uite câte bombe au plantat ai noștri. Adică 4 diffuseri s-au dat. E ceva, e ceva. Din 7 runde, 4 bombe plantate. How, how. Se putea și mai rău, se putea și mai bine. E bine că s-a dat diffuse, e bine că am câștigat rundele. E bine că avem 7-1, ne trebuie doar două runde. Cel puțin, eu zic că o rundă luăm să ne asigurăm egalul. Mai departe o mai vedea. Ia, și cu Onici asta, cred că am mai jucat. De ce am impresia asta? Ok, short. Side, back, back side. Mamă, nu e bine. Uite-l pe Comci. Nu m-a blocat, bro. Kitchen, kitchen. Se dă lama? Mamă, și s-a dat și flash? Cine a dat flash? Mamă, cred că l-au dat ai mei. Oh, da. Avem 8-1. Avem mâinul aproape asigurat, am 8-2 cu 3, nu mă ajută scorul sincer la rank, ar fi trebuit să am undeva tot așa 29-30, era genial să am. Dar ne apropiem de momentul adevărului, my friendos. Ne apropiem de momentul adevărului, let's see. Dacă se arunda asta, how, ne apare rankul nou, mamă, am emoții, am emoții. Și așa seria de Road to Global a durat mai mult decât mă așteptam să dureze, adică mă așteptam să fac globalul ăla mai repede, am avut o perioadă cu meciuri foarte, foarte bune la început, sau ce puțin, așa mi s-a părut, din site. Mamă, uite ce ne-a bătut ăsta din site, nu pot să cred. Când am început seria, chiar am dat de echipe ok cu care jucam și se juca așa on fire, cum să zic, eram acolo, eram pe ei, știi ce zic? Iar după a început trollul. Și na, am dat delay la globales. N-am mai fost atât de easy precum credeam eu că o să fie. Dar na, asta este. Nu zic că îmi pare rău că place să mă joc Hunter. Și chiar dacă făceam globalul și terminam seria, făceam serie de CSGO-n global, matchmaking short în global, nu mai era road to global. Știi ce zic? Dar s-ar putea să
dureze mai mult, mult mai mult până ajungem noi la matchmaking short în global, acum că s-au modificat rankurile. Sau poate că cine știe, poate că nu mă scade, poate că nu mă scade atât de tare, n-am idee. Ar trebui să luăm și noi un pic controlul pe mid. Go mid, guys, go mid, I go underpass. Așa, să intrăm și noi din con sau ceva, știi ce zic, astfel să nu se bage under peste noi. Dar nu cred, din moment ce nu s-a băgat până acum. Stai HP. Mamă. Stai HP. Right side window. De ce nu mi-apare pe radar, frate? Ce-a putut al meu? Cred că o să presupun că a bătut window-ul. De short? 3v3. Pichet. Ce flash a dat al meu. Nice. One ticket. One B. Asta zic. Be clear. S-a încheiat match. Am făcut ultimul kill. Asta zic, my friendos. Ia să vedem cu rankul ăla cum stă treaba. 10-2-4. Nu uitați de codul Amflash pe PC Garage, care vă oferă reducere la absolut orice comandă. Tot suprem, băi băiatule. Bă, nu pot să cred. Blană, mă, blană că nu m-a scăzut. Putea să mă scadă rău de tot ce avem supremi și lemi în echipă. Mă, știa jocul, mă, că aici se joacă la nivel înalt, mă, friends, la noi pe canal. E very big level, we are professionals, professional baiters. Take it ușor. Trebuie să recuperăm acum și la Wingman și la toate cele. Și cum spuneam, profitați de codul de pe PC Garage, mă, friends, pentru că reducerea e reducere și, na, profitați de ea. Ca să fie bine, să nu fie rău. Vă aștept și pe Insta și toate rețelele sociale. Am Flash cu Zero, vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă urez un rank la fel de bun. Sau, na, gen, să nu vă scadă mult, știți, la asta mă refer. Adică să vă luați cam un rank la fel de bun cu cel pe care l-ați avut dacă jucați Counter. Și nu doar vă uitați la episoade, că nu am mai și lume care doar se uită și se bucură de trollul din episoade sau poate de fazele mișto, cine știe, dar sunt sigur că vă place și vă faceți haz de necaz, așa cum îmi place și mie, mai ales când e trollul mare, când se joacă aiurea și așa mai departe. O zi cât mai bună, eu am fost Flash, v-am pupat, pa!